Am început să vorbim despre atributele lui Dumnezeu, adică acele calități pe care le are Dumnezeu, care îl caracterizează pe El. Și am început să vorbim despre faptul că Dumnezeu este Duh și nu tot, dar cred că multe din ceea ce înseamnă acest lucru. Apoi am vorbit despre omniprezența, omniștiința și omnipotența lui Dumnezeu, adică faptul că Dumnezeu este prezent peste tot, faptul că El știe toate și faptul că El poate totul. Iar apoi, înainte de a pleca, am vorbit despre suveranitatea lui Dumnezeu. Această calitate unică a lui Dumnezeu, adică nimeni nu are o suveranitate absolută cum are Dumnezeu, care constă în abilitatea Lui de a face tot ce vrea și aduce la îndeplinire toate planurile Lui. Nimeni nu are această suveranitate absolută, nici cel mai mare președinte și prim-ministru nu poate să facă chiar tot ce vrea. Este limitat din mai multe privințe, dar Dumnezeu poate să facă tot ce vrea, pentru că El este mai mare decât toți, El poate totul. Și nimeni nu este care să-L poată împiedica să-și aducă la îndeplinire voia sa. Nici un om, nici diavolul însuși nu poate să-L împiedice pe Dumnezeu să-și împlinească voia Lui. Și Dumnezeu a și spus, eu voi împlini voia mea, toate planurile mele, El este suveran. Și am văzut că Dumnezeu este suveran peste natură, și fenomenele naturale care au loc și pe care noi le vedem și le simțim, cum ar fi vântul, ploaia, celelalte, se îndreaptă după voia Lui pentru a aduce la îndeplinire planurile Lui. De asemenea, El este suveran peste națiuni, peste împărați, peste președinți, peste prim-ministri, peste primari. El răstoarnă pe unul și pune pe altul și nu de mult am fost martor la o asemenea răsturnare de situație. Astăzi sunt alegeri locale și este bine să ne aducem aminte că Dumnezeu este suveran și peste cei care vor pierde și vor câștiga alegerile. Și oricine va intra în această funcție va fi de la Dumnezeu. Pentru că nu este autoritate care să nu fie de la Dumnezeu. De asemenea, El este suveran peste voința fiecărui om și nu este nicio voință absolut liberă în univers decât voința lui Dumnezeu. El este singurul care are o voință absolut liberă. Toate celelalte voințe ale oamenilor, ale demonilor pot fi îndreptate, direcționate după voia lui Dumnezeu. Pentru că El spune că inima împăratului chiar este în mâna Domnului și El o îndreaptă încotro vrea, ca un râu. El este suveran peste viață, peste moarte, peste boală, peste sănătate. De aceea Iacov ne spune că modul în care noi trebuie să vorbim și să gândim este dacă Domnul va vrea, vom trăi și vom face cutare sau cutare. Dacă nu, nu. Dar aceste lucruri sunt în mâna lui Dumnezeu. El este suveran peste planurile omului, pentru că omul face multe planuri, dar se împlinește hotărârea Domnului și multe planuri pe care noi le-am făcut nu s-au împlinit. Unele s-au împlinit, altele nu s-au împlinit și cele care nu s-au împlinit, nu s-au împlinit pentru că nu a fost voia lui Dumnezeu. Cele care s-au împlinit pentru că a fost voia lui Dumnezeu să se împlinească. El este suveran chiar și peste lucrurile care sunt aparent întâmplătoare. Și El este suveran chiar și peste lucrurile rele care se întâmplă, așa cum am văzut din exemplu Iosif, care a fost vândut, trădat de frații săi, dar acest lucru rău care i s-a întâmplat a fost planificat și intenționat de Dumnezeu spre binele lui și spre binele întregii lui familii. Dar astăzi aș vrea să vorbesc despre suveranitatea lui Dumnezeu în mântuirea oamenilor. Și când spun mântuirea oamenilor, mă refer la mântuirea veșnică, adică la destinul veșnic al fiecărui om. Dumnezeu este suveran și peste acest lucru atât și atât de important. Și desigur este un subiect controversat. Este un subiect care ridică multe întrebări și care ne va da mult de gândit și de discutat, probabil. Și desigur, pentru unele din aceste întrebări sunt răspunsuri, pentru altele mai greu pentru noi să dăm răspunsuri sau să le înțelegem, dar întrucât acest subiect este o doctrină biblică importantă, așa cum veți vedea, aș vrea să o abordez totuși în această zi. Și când vorbim despre suveranitatea lui Dumnezeu, mântuirea oamenilor, avem în vedere faptul că Dumnezeu, în ultima instanță, sau mai bine zis, în prima instanță, sau și în prima și în ultima instanță, decide și este responsabil de cine va fi mântuit. Și deși sunt lucruri pe care omul trebuie să le facă pentru a fi mântuit, lucruri precum să creadă în Domnul Iisus, să se pocăiască de păcatele Lui, să fie botezat în apă, să persevereze în credință până la sfârșitul vieții Lui, da, acestea sunt lucruri pe care noi trebuie să le facem cu oameni,
toate aceste lucruri sunt făcute de El sau de ea, putem spune ca rezultat al suveranității și alegerii pe care a făcut-o Dumnezeu cu privire la El sau ea, încă înainte ca El sau ea să fi făcut vreunul din ele. Și de fapt, suveranitatea lui Dumnezeu, mântuirea oamenilor, se manifestă prin alegerea pe care o face El a unor oameni pentru a fi salvați sau și prin predestinarea lor pentru mântuire. Predestinare este un subiect controversat și frații, sorori se întreabă, tu crezi în predestinare sau nu crezi, da? Eu cred, pentru că așa cum veți vedea, ea este scrisă negru pe alb, chiar același cuvânt, putem spune, este folosit, predestinarea este un cuvânt mai modern, dar este același cuvânt, folosit în Scriptură și aș vrea să discutăm și să vorbim despre aceasta, pentru că suveranitatea lui Dumnezeu în mântuirea oamenilor se manifestă prin faptul că El alege, nu pe toți, ci pe unii oameni, din toți fiii și fiicele oamenilor, alege pe unii din ei, ca să fie salvați și predestinează pe acești oameni pe care i-a ales ca să fie salvați și vom vedea nu numai să fie salvați, sau vom vedea de fapt ce înseamnă și la ce îi predestinează ei. Deci, suveranitatea lui Dumnezeu este egală, putem spune, cu alegerea pe care o face El dintre fiii și fiicele oamenilor și cu predestinarea pe care El o face cu privire la ei. Și vom privi la multe texte biblice, cel puțin le vom asculta, la unii le vom privi mai îndeaproape. Dacă vorbim despre alegere, este oare acest lucru un lucru biblic, corect? Alege oare Dumnezeu pe unii oameni ca să fie salvați? Dându-le astfel, în mod evident, un privilegiu enorm, da? Să fie ales de Dumnezeu pentru mântuire. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 4, Apostolul Pavel scrie acestor credincioși din Tesalonici, le spune, știm, frați, prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În a doua epistolă, el scrie un pic mai mult ca să înțelegem despre ce fel de alegere este vorba, pentru că aici este mai puțin și el spune acolo în 2 Tesaloniceni 2 cu 13, noi însă, frați, prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. De la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Și voi reveni la acest text un pic mai târziu. Dar acum mergem la Efeseni, capitolul 1 cu versetul 3. Apostolul Pavel scrie bisericii în Efes și spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Și prima din ele pe care El o menționează, atât de mare și importantă, în El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. În Tesaloniceni spunea, de la început, Dumnezeu v-a ales. Da. Ceea ce ne aduce aminte, de la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul, dar aici El spune, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Deci vedem și în Tesaloniceni, și în Efeseni, Apostolul Pavel scrie negru pe alb că Dumnezeu i-a ales pe ei și ne-a ales pe noi, se include și pe sine, vorbindu-le credincioșilor. Deci Dumnezeu, de la început, ne-a ales pentru mântuire, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană. Deci cei care au crezut în Domnul Iisus Hristos au fost aleși de Dumnezeu și respectiv sunt numiți peste tot în Scriptură cu acest termen, nu doar cu acest termen, sigur că sunt mai mulți termeni, dar unul din ei care se referă la cei credincioși, care se referă la noi, la ei, credincioșii din acea vreme, cei aleși. Sau aleșii lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos vorbește despre aleșii lui Dumnezeu. Matei 24, cu 21, atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Deci Dumnezeu se conduce în stabilirea calendarului, necazului celui mare, de cei aleși care sunt pe pământ și spune, din pricina celor aleși, zilele vor fi scurtate. Matei 24 cu 24, se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși vor face semne mari și minuni, până acolo încât se înșele, dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Din nou, găsim acest grup de oameni pe care Domnul Iisus îi numește cei aleși și despre care spune El, dacă ar fi cu putință,
Hristos și mincinoși și prorocii mincinoși, i-ar fi înșelat și pe ei. Modul în care eu înțeleg acest verset este că nu este cu putință, dar dacă ar fi, atât de mare este înșelarea, încât dacă ar fi cu putință, i-ar înșela și de cei aleși. Dar pentru că sunt aleși și pentru că Dumnezeu de chiar asupra lor, nu sunt și nu vor fi înșelați. Matei 24 cu 31, la venirea lui Iisus, El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe cine? Pe aleșii Lui din cele patru vânturi. De la imaginea celor până la cealaltă. Luca 18 cu 7, Iisus spune, Dumnezeu nu va face dreptate cui? Aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că se vorbește față de ei. Deci vedem, Domnul Iisus vorbește despre cei aleși și în contextul întregii Scripturi, interpretând Scriptura cu Scriptura, înțelegem că cei aleși sunt cei pe care Dumnezeu i-a ales de la început pentru mântuire. Apostolul Pavel vorbește despre aleșii lui Dumnezeu. Romani 8 cu 33. Cine va ridica vreo acuzație împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihănit sau îi îndreptățește. Coloseni 3 cu 12. Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Și 2 Timotei 2 cu 10, Apostolul Pavel spune, de aceea rabd totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slavă veșnică. Dar nu doar Pavel, și Petru vorbește despre cei aleși, chiar de la începutul epistolei sale, 1 Petru capitolul 1 cu 1, Petru, Apostolul Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați în Pont, Galate, Capodocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Cei aleși după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Aceștia sunt destinatarii epistolei lui. Aceștia sunt oamenii care le scrie el și citind această epistolă înțelegem că sunt cei credincioși. Ei bine, va spune cineva, e simplu, credincioșii au ales să creadă în Dumnezeu și în Fiul Său și prin această alegere pe care au făcut-o de a crede, de a se pocăi, au ajuns să fie astfel aleșii lui Dumnezeu. Și am putea să interpretăm lucrurile în așa fel, dacă nu ar fi alte texte care să ne arate că înainte ca noi să-L fie ales pe El, El ne-a ales pe noi. Cu alte cuvinte, noi nu am ajuns aleșii lui Dumnezeu pentru că L-am ales pe El, ci am ajuns aleșii lui Dumnezeu pentru că El ne-a ales pe noi. 2 Tesaloniceni 2 cu 13 ne spune, de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Deci, alegerea este din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales pe noi și a făcut lucrul acesta de la început. Și când vedem Efeseni 1 cu 4, înțelegem că începutul la care se referă este începutul tuturor lucrurilor. Înainte de întemeierea lumii. Da? În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Deci dacă alegerea a avut loc de la început, înainte ca noi să ne naștem, atunci știm că suntem cei aleși nu pentru că noi L-am ales pe El, ci pentru că El ne-a ales pe noi. Dacă El ne-a ales pe noi, înainte de întemeierea lumii, atunci alegerea noastră de a crede în El, de a-L alege pe El, se datorează alegerii Lui și nu invers. Da? Cu alte cuvinte, noi L-am ales pe El pentru că El ne-a ales pe noi și nu invers. Noi am crezut în El pentru că am fost rânduiți mai dinainte ca să credem în El și să aparținem Lui. Și acest lucru îl vedem din nou foarte clar în Faptele Apostolilor 13 cu 48 în context de evangelizare. Apostolul Pavel predică și Biblia ne spune în Fapte 13 cu 48 că neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Nu poate fi mai clar decât atât. Toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Deci credința lor, dar și a noastră, s-a datorat faptului că au fost rânduiți să capete viața veșnică. Da, deși textele pe care eu le-am citit deja sunt suficiente ca să ne dovedească suveranitatea lui Dumnezeu în mântuirea oamenilor, adică faptul că în cele din urmă, sau în cele din întâi și în cele din urmă, Dumnezeu este Cel care alege și rânduiește și hotărăște cine va fi mântuit. Dar haideți totuși să mergem la Romani 8 și 9, care vorbește despre aceste lucruri în termeni, aș putea spune, și mai categorici. Romani, capitolul 8 cu 28, un verset pe care îl cunoaștem, sper cu toții, care spune, de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor
ci sunt chemați după planul Său. Deja vedem că sunt unii oameni, și e clar că nu e vorba de toți oamenii care trăiesc pe Pământ, sau care au trăit, sau vor trebui odată, ci sunt unii oameni care sunt chemați după planul lui Dumnezeu, acești oameni îl iubesc pe Dumnezeu, și în acest context, cei chemați după planul Său, cum putem vedea bună oară în 1 Corinteni, capitolul 1, unde Apostolul Pavel spune că predicarea crucii este o nebunie pentru greci și este o piatră de potecnire pentru iudei, dar pentru cei chemați este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Cei chemați după planul Său, cei chemați în acest context, ca și acolo în 1 Corinteni, 1 înseamnă cei aleși. Pentru că cei chemați după planul Său, așa cum o vedea, sunt cei care răspund la chemarea lui Dumnezeu. Și apoi urmează acest lanț de aur, cum o numesc teologii, al mântuirii, al răscumpărării, un lanț neîntrerupt pe care Dumnezeu l-a făcut și îl face. Și scrie că pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihănit sau i-a îndreptățit. Iar pe aceea pe care i-a îndreptățit, i-a și proslăvit. Sunt 5 lucruri aici pe care le face Dumnezeu pentru cei chemați după planul Său. Anume, cunoașterea mai dinainte, i-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât mai dinainte, i-a chemat, i-a îndreptățit și i-a proslăvit. Dar aș vrea să privim în mod special la i-a hotărât mai dinainte și cuvântul acesta proorizo în limba greacă. Hotărât mai dinainte, în limba română modernă, este predestinat. Și dacă vă uitați în limba engleză, este exact același cuvânt, predestined. I-a hotărât mai dinainte sau i-a predestinat în limba română contemporană. Deci Dumnezeu a hotărât mai dinainte destinul lor. Ce înseamnă predestinat? Înseamnă a hotărât mai dinainte care va fi destinul acelui om. Și Dumnezeu a hotărât mai dinainte destinul celor chemați după planul Său, acela de a fi asemenea chipului Fiului Său. Acesta este destinul și vom reveni un pic mai târziu la aceasta, dar același cuvânt proorizo, care înseamnă a hotărât mai dinainte, sau a rândui mai dinainte, sau a predestinat, mai modern, îl găsim și în Efeseni, capitolul 1 cu 4, unde citim că în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte, iată, apare acest nou cuvânt, ne-a predestinat, ne-a hotărât, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos. După buna plăcere a voii sale. Mai jos, în același Efeseni 1 cu 11, în El am fost făcut și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea acelui care face toate după sfatul voiei sale. Și vom mai reveni la acest verset. Deci predestinarea, o vedem atât în Romani, cât și în Efeseni, confirmată. Dar vedem că ea nu este prima acțiune a lui Dumnezeu față de cei chemați, față de cei aleși, ci este a doua. Pentru că prima este, i-a cunoscut mai dinainte. Pe cei de care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte. Adică i-a predestinat să fie asemenea chipului Fiului Său. Deci predestinarea, putem spune, este a doua în această ordine, în această listă. Prima este pe cei de care i-a cunoscut mai dinainte. Și Petru, de fapt, spune același lucru către aleșii după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Adică alegerea pe care a făcut-o Dumnezeu s-a bazat pe știința mai dinainte a Lui. Acum, la acest moment, mulți credincioși și chiar și unii teologi vor spune că știința mai dinainte a lui Dumnezeu, în baza căreia El a făcut alegerea Sa și a predestinat pe cei aleși, se referă la faptul că Dumnezeu a cunoscut mai dinainte că acești oameni vor crede, se vor pocăi și respectiv i-a ales și i-a rânduit mai dinainte în baza cunoștințe pe care o avea despre credința lor pe care ei o vor avea. Dar această înțelegere este, în opinia mea, una greșită, pentru că dacă această înțelegere ar fi corectă, atunci aceasta ar însemna că cei aleși, în esență, s-au ales pe ei înșiși și respectiv prin credința lor și respectiv a anula tot sensul a ceea ce înseamnă să fie ales de Dumnezeu. Înțelegeți argumentul? Dacă Dumnezeu a ales pe cei credincioși în baza cunoștinței mai dinainte că ei vor avea credință, atunci nu Dumnezeu i-a ales, ci ei s-au ales pe ei înșiși și Dumnezeu doar
și a pus, am putea spune, pecetea lui de confirmare asupra alegerii pe care ei au făcut-o. Respectiv, ajungem din nou la faptul că, în esență, nu Dumnezeu ne-a ales, ci noi l-am ales. Dar vom vedea de ce acest lucru nu este așa. Și deja, mai întâi am văzut deja că credința celor aleși se datorează nu alegerii lor de a crede, ci se datorează predestinării lor. Și nu invers. Pentru că este scris că toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică, au crezut. Da? Deci mai întâi a venit rânduirea mai dinainte, hotărârea mai dinainte, alegerea, predestinarea, care a determinat credința lor și a noastră. În al doilea rând, cunoașterea mai dinainte a celor ce au fost predestinați nu se referă la faptul că Dumnezeu a cunoscut anumite lucruri despre ei, despre credința sau poate despre faptele lor, ci este o expresie care se referă la faptul că Dumnezeu și-a îndreptat dragostea Lui față de ei și i-a ales pe ei. Și vreau să vă arăt cum această expresie este folosită în Scriptură, în acest sens. Romani 11 cu 2, tot în Romani, Apostol Pavel spune, Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. El nu vrea să spună, n-a lepădat poporul său despre care a cunoscut anumite lucruri, pentru că Dumnezeu cunoaște totul despre toți. Și faptul că anume acest lucru se are în vedere este confirmat în oarea de prorocul Amos, sau de Dumnezeu în prorocul Amos, capitolul 3, unde este scris, și Cornelescu traduce astfel, eu v-am ales numai pe voi, le spune Dumnezeu poporului Israel, dintre toate familiile Pământului. Orice ce face Dumitru Cornelescu aici, el interpretează, nu traduce, pentru că traducerea literară este eu v-am cunoscut numai pe voi dintre toate familiile Pământului și probabil Dumitru Cornelescu se gândește parcă nu prea are sens cum adică v-am cunoscut numai pe voi și el i-a dat o interpretare corectă, aș spune, traducând acest lucru, eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile Pământului. De fapt, noua traducere în limba română spune corect, numai pe voi vă cunosc sau v-am cunoscut dintre toate clanurile Pământului. În limba rusă a tradus voi единственный, ка воя признал из всех народов земли. Dar este același cuvânt în limba ebraică, a cunoaște, care este folosit în Scriptura adeseori pentru o relație de dragoste. După cum Adam a cunoscut pe nevastă sa Eva și i-a rămas însărcinată și a născut un fiu. Sau după cum Domnul Iisus le spune, duceți-vă de la mine, pentru că niciodată nu v-am ce? Cunoscut. Cum adică Domnul Iisus nu cunoștea despre ei? Cunoștea totul despre ei, dar nu i-a cunoscut pe ei în sensul acesta de a avea o relație de dragoste cu ei. Respectiv, atunci când este scris că pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și rânduit mai dinainte, nu se are în vedere faptul că Dumnezeu a cunoscut anumite lucruri despre ei, pentru că Dumnezeu cunoaște lucruri despre toți oamenii, dar se are în vedere că Dumnezeu și-a îndreptat dragostea și alegerea Lui asupra acestor oameni. Și în felul acesta i-a cunoscut. Și respectiv, i-a predestinat. În al treilea rând, aș vrea să vedem modul în care alege Dumnezeu pe oameni, inclusiv pentru mântuire. El nu alege în baza ceea ce vede în cei pe care îi alege, ci doar în baza voinței și plăcerii Lui. Și această independență a lui Dumnezeu în alegerea Lui este o calitate importantă a lui Dumnezeu ca Dumnezeu. Exod capitolul 33, după ce poporul Israel își face un vițel de aur, se închină lui, Dumnezeu este gata să-i nimicească, Moise mijlocește pentru popor, Dumnezeu decide să nu nimicească și Moise spune, de fapt, le spune, o să trimit un înger cu voi, dar eu nu voi merge pentru că altfel o să vă nimicesc. Moise spune, Doamne, dacă Tu nu mergi cu noi, atunci nu ne ducem nicăieri. Dumnezeu spune, bine, o să merg cu voi. Și Moise zice, în Exod 33 cu 18, Moise a zis, arată-mi slava Ta. Și Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea Ta toată frumusețea Mea și voi chema numele Domnului, adică numele lui Iahve, acolo stă numele Iahve înaintea Ta, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Și observați că eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și eu am milă de cine vreau să am milă, au o structură gramatică foarte asemănătoare cu eu sunt cel ce sunt. Eu sunt cel ce sunt, eu mă îndur de cel ce mă îndur,
Eu am milă de cel ce am milă. Este o structură gramatică foarte asemănătoare, nu-i așa? Și dacă eu sunt cel ce sunt, înseamnă probabil că eu exist prin mine însumi. Eu sunt autosuficient. Eu nu am nevoie de nimic din afară și de nimeni. Eu sunt cel ce sunt. Această expresie, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă, în raport, desigur, cu oamenii, Dumnezeu prin aceasta spune, eu sunt total suveran, eu sunt total liber în alegerea pe care o fac, în manifestarea îndurerii mele și a milei mele, pe care o arăt. Și acum aș vrea să mergem la Romani, capitolul 9, unde Apostolul Pavel folosește și acest argument, dar vorbește despre modul în care alege Dumnezeu, vorbind despre faptul că, în aparență, Israelul, după trup, căzuseră de fapt, era o necredință mulți dintre ei și, în aparență, cuvântul lui Dumnezeu parcă dăduseră faliment. Și Apostolul Pavel scrie acolo și explică că nu toți cei care vin din Israel sunt Israel, ci doar o rămășiță aleasă este cea care este cu adevărat Israelul. Și le spune acolo în Romani 9:10, ba mai mult tot așa a fost cu Rebecca. Ea a zămislit, adică a conceput doi gemeni. Numai de la părintele nostru Isaac. Isaac a fost fiul lui Avram, unul dintre patriarhi. Dar spune el că măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis Rebecca, cel mai mare va fi rob celui mai mic, după cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Înainte ca ei să se nască, înainte ca să facă vreo faptă bună sau rea, ne spune Apostolul Pavel, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă și el aici descoperă cum alege Dumnezeu, nu prin faptele celui pe care îl alege, sau nu, ci prin cel ce cheamă, adică prin voința lui proprie, care este liberă de orice fel de influență, s-a zis Rebecca, cel mai mare va fi rob celui mai mic. Și pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Dacă acesta este felul în care alege Dumnezeu, independent de faptele oamenilor, ci doar prin propria lui decizie, care este obiecția care se ridică în mintea noastră și a celor mai mulți oameni față de un asemenea mod de a alege? Dumnezeu este nedrept. Nu e așa că se ridică această obiecție? Și Apostolul Pavel știe foarte bine că ea se ridică, pentru că el spune mai departe, deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate la Dumnezeu, că pe unul alege și pe unul nu-l alege și nu pentru că unul avea fapte mai bune decât altul? Nici de cum, spune el, nu este nedreptate. Căci el a zis lui Moise, și iată el citează din ceea ce Dumnezeu a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Deci aș vrea să înțelegem că un atribut și o calitate esențială pentru Dumnezeu este independența Lui în alegerea pe care o face. El nu este constrâns sau nu este influențat de factori din afară, ci El face alegerea prin El însuși, prin ceea ce îi place Lui. Și în concluzie argumentului său, Apostolul Pavel spune, așadar, concluzie, nu atârnă, adică nu depinde nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Vă aduceți aminte de Exod, de faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Moise să scoată poporul și a spus, eu voi împietri inima lui Faraon, ca el să nu dea drumul copiilor lui Israel și pentru ca el să manifest puterea și mânia și vedem că ceea ce este în joc, lucru important care este în joc în toate aceste aspecte, este manifestarea atributelor lui Dumnezeu, puterii, gloriei și vom vedea și a îndurării lui Dumnezeu. Astfel, spune el o nouă concluzie, el are milă de cine vrea și îndetrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai bagă vină? Dacă Dumnezeu are milă de cine vrea și îndetrește pe cine vrea, atunci, de ce mai vinuiește pe cineva? Pentru că, spune el, cine poate sta împotriva voii lui?
Nimeni, nu-i așa? Dacă Dumnezeu a vrut să-l împietrească pe faraon, să se împotrivească planul lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut-o și faraon s-a împotrivit și aceasta a fost o oportunitate ca Dumnezeu să-și manifeste puterea și gloria și mânia. Dar, uitați-vă ce răspuns de Apostolul Pavel, mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Și în continuare el trage o paralelă și face ilustrat atât de reușită și spune, nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Ar putea vasul de lut să spună olarului, pentru ce m-ai făcut așa? Siguranță că nu are sens, nu așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeași frământătură de lut, din aceeași frământătură de lut, să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Desigur că olarul este stăpân de lutul lui și poate să facă ce vrea cu el, după cum Dumnezeu, ca și Creator, este stăpân peste făpturile pe care le-a creat. Și ce putem spune, spune Apostol Pavel, dacă Dumnezeu, fiindcă voia, adică dorea să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire. Deci observați de nou că ceea ce este în joc, în principal, este ceea ce vrea Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea, un aspect din ceea ce Dumnezeu vrea și dorea, este să-și arate mânia și să-și descopere puterea. Acesta este doar o parte, desigur. Cealaltă este în versetul următor, spune, și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Și de fapt trebuie să înțelegem că scopul cu care Dumnezeu a creat universul și pe îngeri, o parte din care au devenit demon, și pe oameni, unii care vor fi salvați și unii care vor fi pierduți pentru totdeauna, este în principal ca să-și descopere toate atributele sale. Atât mânia, judecata lui dreaptă, cât și îndurarea și dragostea și mila sa. Și Apostolul Pavel spune, ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire. Cine sunt sau la cine se referă el atunci când spune că Dumnezeu a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei, când spune vase, desigur, se referă la oameni, făcând în continuare, trecând această paralelă cu olarul și cu vasele, el este olarul și noi suntem vasele și sunt vase de cinste și sunt vase de ocară, spune din nou Apostolul Pavel și în 2 Timotei. Dar cine sunt aceste vase ale mâniei? Imediat am putea spune faraon, bunoara a fost un vas al mâniei, pentru că a provocat mânia lui Dumnezeu. Egiptenii, în parte, au fost vasele mâniei, dar cu siguranță că Apostolul Pavel nu se referă doar la aceasta, pentru că atunci când citim epistolele, unoarea Efeseni, capitolul 2, el spune, noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre și eram cu toții ce copii ai mâniei, fii ai neascultării. Deci toți oamenii care persistă în neascultare, în păcat și respectiv provoacă mânia lui Dumnezeu, Biblia și Apostolul Pavel îi numește vase ale mâniei. Pentru că sunt pregătite în acest sens pentru mânia lui Dumnezeu. Și de fapt el spune, făcute pentru pieire. Deci, unii oameni care persistă în păcat, în neascultare, în rebeliune față de Dumnezeu, sunt vasele mâniei și Apostolul Pavel spune, Dumnezeu îi suferă cu multă răbdare. Adică nu îi pedepsește după faptele lor imediat. Și între ei, spune Biblia, am fost și noi toți odinioară. Deci cândva noi toți am fost fii ai mâniei, fii ai neascultării, dar am căpătat har, pentru că Pavel spune, Dumnezeu dorea să-și arate mânia și să-și descopere puterea, dar nu doar mânia și puterea, ci dorea să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care din nou le-a pregătit mai dinainte, scrie aici, pentru slavă, și în paranteze, despre noi vorbesc, spune Apostolul Pavel, adică despre cei credincioși. Deci pe cei credincioși, Apostolul Pavel îi numește vase ale îndurării, pentru că au parte de îndurarea lui Dumnezeu, față de care Dumnezeu a hotărât și a pregătit mai dinainte ca să-și arate
bogăția slavei Lui. Astfel, spune El, El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. După cum zice în Osea, voi numi poporul meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Și ca să închei acest argument a modului în care alege Dumnezeu și am văzut cum alege Dumnezeu, nu în baza faptelor și nu în baza ceea ce pot să facă sau să aducă oamenii, ci în baza Lui însuși, vreau să revenim la Efeseni capitolul 1, unde este scris că în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii și ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după, scrie aici, buna plăcere a voiei sale. Când spune după buna plăcere a voiei sale, ne arată care este lucrul care l-a determinat pe Dumnezeu să ne aleagă sau care este criteriul după care ne-a ales. Și nu scrie pentru că noi eram mai buni decât alții, pentru că nu eram, ci spune după buna plăcere a voiei sale. Iar în versetul 11 el spune, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face nu numai acest lucru, dar toate, scrie aici, după sfatul voiei sale. Deci noi am fost aleși, rânduiți mai dinainte, nu pentru că Dumnezeu a văzut că noi vom crede sau că vom asculta, ci pentru că El s-a condus în mod 100% de voia Lui, de plăcerea Lui, de bună plăcerea voiei sale și de sfatul voiei sale. Adică această alegere pe care Dumnezeu a făcut-o cu privire la noi și cu privire la toți credincioșii se datorează 100% Lui și nu nouă. Și acest lucru, desigur, faptul că Dumnezeu ne-a ales pe noi credincioșii și a hotărât mai dinainte că noi, care suntem credincioși, vom fi niște vasele îndurării și vom avea parte de îndurarea și de harul și de mila sa, Dumnezeu care vroia să-și arate pe de o parte mânia și puterea și pe de altă parte îndurarea și harul său, bogățiile harului său, chiar scrie aici Apostolul Pavel în Efeseni, noi care suntem de partea aceasta și am fost aleși de către Dumnezeu ca să beneficiem de acest har și înțelegem că acest lucru nu s-a datorat a nimic ce este în noi, aceasta ar trebui să ne facă, desigur, foarte și foarte și foarte recunoscători și bucuroși. Și mă duc aminte de David, care a dansat înainte Domnului și Mical l-a luat la socoteală și el ce a spus? Înaintea Domnului, care m-a ales mai presus de toată casa tatălui tău, am dansat. Deci David cred că înțelegea ce înseamnă, ce har să fi fost ales. Și bine, el vorbea despre o alegere, că Dumnezeu l-a ales să fie împărat și Dumnezeu l-a ales să fie un uns al lui, care desigur era un lucru mare, dar noi vorbim despre ceva chiar și mai important, aleși pentru mântuire. Aleși pentru ca să beneficiem pentru toate veșnicia, nu de mânie și nu de urgia lui Dumnezeu, ci de harul, de mila și de îndurarea Lui. Și acest lucru se datorează în întregime Lui. Deci aceasta ar trebui să ne facă pe noi foarte și foarte și foarte mulțumitori și recunoscători lui Dumnezeu. Dar aș vrea să mai vedem încă câteva lucruri înainte de încheiere. Puțin. Pentru că aș vrea să revin la câteva texte și să vedem, să vă atrag atenția la un lucru important care descrie ce e la ce ne-a ales Dumnezeu. Și deja am văzut că Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire, spune Dumnezeu de la început, v-a ales pentru mântuire. Dar totuși, această mântuire este descrisă în anumiți termeni care ne vor ajuta să înțelegem la ce ne-a predestinat Dumnezeu. Și respectiv, ce e la ce El ne-a ales și ne-a predestinat, totodată este și un test după care putem să ne testăm pe noi înșine și putem, într-un oarecare măsură, să testăm și pe alți oameni ca să vedem, suntem noi între cei aleși sau nu suntem. Pentru că în 2 Tesaloniceni 2 cu 13, Biblia spune, de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, dar apoi urmează următoarele. Însfințirea Duhului și credința adevărului. Adică mântuirea pentru care Dumnezeu ne-a ales de la început constă, am putea spune, în lucrarea de sfințire a noastră care este făcută de Duhul Sfânt, adică de curățire de păcat și de asemănarea noastră cu Dumnezeu și cu Fiul Său și credința adevărului.
Deci, dacă noi credem adevărul și dacă în viața noastră are loc procesul de sfințire, aceasta ne confirmă că suntem între cei aleși. Efeseni 1 cu 4, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți, scrie aici din nou, și fără prihană înaintea Lui. Cumva în mintea noastră, probabil, este mai important să fim salvați, adică să scăpăm de iad și să intrăm acolo, măcar după ușă, să fim, dar să fim acolo, da? Dar vedem că în mintea lui Dumnezeu nu este, într-un fel, acest lucru cum ar fi pus în față, ce spune, El ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană. Și de aceea Apostolul spune în Evrei că nimeni nu va vedea pe Domnul fără sfințire, da? Deci sfințirea este mântuire, de fapt. Și Romani 8:29, pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Deci Dumnezeu ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană. El ne-a predestinat ca să fim asemenea chipului Fiului Său. Și pe măsură ce noi vedem în viața noastră lucrarea de sfințire, pe măsură ce noi găsim în inima noastră tot mai mult dorința de a fi plăcuți lui Dumnezeu și dorința de a nu păcătui, pe măsură ce vedem transformarea pe care Dumnezeu o face în noi și faptul că caracterul lui Hristos începe să se arate în noi, după cum Apostolul Pavel spunea galatenilor, copilașii mei, până când voi suferi durerile nașterii, până se va arăta chipul lui Hristos în voi, da? Deci, pe măsură ce noi vedem că caracterul lui Hristos, roada Duhului, începe să se arate în noi, deci, pe măsură ce noi vedem aceste lucruri, noi putem fi asigurați că suntem aleșii lui Dumnezeu.